De la începutul semestrului al doilea, municipalitatea a decis închiderea a două grădinițe care vor intra în lucrări de modernizare. Închiderea grădinițelor 19 și 22 în timpul anului școlar a fost catalogată de fostul primar Cătălin Flutur drept o decizie nefericită. Și o să vă spun de ce este o decizie nefericită, pentru că tipul de lucrări care se desfășoară la acele grădinițe pe proiectul PNDL nici n-ar necesita închiderea în totalitate a grădinițelor. După un an de pandemie, cu părinți disperați care și-au ținut acasă copiii foarte mult timp și numai în pielea lor să nu fim, în această perioadă, cred că ar trebui să-i lăsăm pe copii să meargă la grădiniță, pentru că avem toate argumentele să-i lăsăm să meargă la grădiniță, iar lucrările se pot executa în timpul vacanței de vară. Lucrările nu se pot executa doar pe perioada verii. Am încercat acest lucru, bineînțeles, să discutăm cu constructorul, dar sunt lucrări de anvergură care presupun o perioadă mai extinsă și în urma unor discuții pe care le-am avut cu părinții copiilor care frecventează aceste grădinițe care urmează să fie reabilitate, acolo unde ar fi trebuit să știți ce fel de lucrări se execută, am ajuns la un numitor comun și vom căuta alternative pentru grădinița 22, dacă va trebui să fie închisă, iar pentru grădinița 19 am convenit împreună cu părinții și cred că toată lumea a fost de acord cu propunerile pe care le-am făcut, pentru că ne dorim școli moderne în municipiul Botoșani. În discuție a intervenit și consilierul liberal Adam Acovei, inspector școlar general adjunct, care i-a reproșat primarului Cosmin Andrei că nu s-a consultat și cu reprezentanții inspectoratului școlar înainte de a lua această decizie. Iar pe lângă sutele de copii care mergeau la cele două grădinițe, afectați sunt și părinții acestora. Există o instituție numită inspectorat școlar care mai știe câte ceva din activitatea acestor unități școlare și cu care vă puteți consulta de câte ori este nevoie pentru a găsi împreună soluții. Părinții sunt foarte nemulțumiți. Sunt foarte mulți părinți care spun în felul următor: copilul meu e la grădiniță acum, da? Iar anul viitor va fi la școală. Îi luați exact în perioada aceasta, când are mai multă nevoie de pregătirea pentru școală, accesul la educație, trimițându-l în online, când toată țara, copiii de grădinițe și de primar, merg fizic la școală sau la grădiniță. Vorbim de sute de părinți care sunt nebuniți. M-au abordat și pe niște părinți oraș, pe la terenul de joacă, în care ne spuneau că nu știu ce să facă, sunt disperați, că trebuie să iau copilul și să-l ducă nu știu unde. Cătălin Flutur a mai spus că lucrările ce urmează a fi efectuate la cele două unități de învățământ puteau fi făcute și în timp ce copiii se aflau la grădiniță. Același tip de lucrări au fost făcute la o serie de școli din școli și grădinițe din municipiul Botoșani, fără a afecta procesul de învățământ. Dacă îmi permiteți un scurt răspuns în ceea ce privește lucrările care puteau fi efectuate la aceste grădinițe, în paralel cu copiii care frecventează grădinițele. Bineînțeles că am studiat și acest aspect, am discutat cu cei de la DSP și nu ni s-a permis să lucrăm la interior, atât timp cât sunt copii la grădiniță. Am căutat toate demersurile și credeți-mă că deciziile pe care le-am luat sunt în acord cu așteptările părinților. Grădinițele numărul 19 și 22 sunt cele mai mari astfel de unități de învățământ din județul Botoșani. Aproximativ 500 de preșcolari vor fi nevoiți acum să facă ore online.